Peste 3500 de copii au încurajat din tribunele stadionului Ion Oblemenco jucătorii Universității Craiova la meciul de ieri seară contra grecilor de la AEK Athena. Micuții, mulți dintre ei aflați pentru prima dată pe arena din Bănie, au făcut spectacol la tribuna a doua și în multe din momente s-au ridicat la nivelul suporterilor ce vin meci de meci în arena craioveană. Fantastic, s-au auzit, chiar dacă sunt mici, s-au auzit când ne-au încurajat. Le mulțumesc că au venit în număr așa de mare și sperăm că și cum avea spectatori să vină tot așa mulți copii. Au mai fost câteva mii de spectatori și la fanzon, la sală. Da, eram convins că o să vină și acolo. Păcat că nu i-am auzit și pe ei și păcat că i-am dezamăgit în această seară. Dacă era stadionul plin, ne-ar fi încurajat, dar le mulțumim și acestor copii. Au fost foarte, foarte gălăgioși și au fost alături de noi. Și afară, pe splanada sălii polivalente, au fost prezenți peste 1500 de fani care au încercat să se facă auziți până pe stadion. Fanii au posibilitatea să fie din nou lângă echipă duminică de la ora 18 la meciul contra celor de la Șepși, tot pe Ion Oblemenco.